Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Așa, cu aer de sărbătoare, cu aer de an nou imediat, cu zăpadă și probabil cu un an mai bun. Așa cel puțin ne place să sperăm în fiecare an care vine. Această parte a emisiunii o să fie una specială, pentru că am un invitat în premieră la Secretele Brașovului, care vorbește nu numai despre Brașov și despre secrete, că nu sunt secrete ce vorbește dânsul, ci despre multe lucruri frumoase care se întâmplă pe pământul ăsta. Așa că îl salut pe această cale pe domnul părinte Constantin Necula, prodecanul Facultății de Teologie din Sibiu. Bine ați venit, domnule Necula, la Secretele Brașovului. Bine ne vedem! Am aici o listă întreagă și de întrebări și de nici nu știu cum să vă zic, multe lucruri pe care aș vrea să vi le supun atenției. Vă dau direct cuvântul dumneavoastră, pentru că asta vreau să vorbiți cât mai mult, pentru că vorbiți cu spor și cu sens, așa cel puțin am urmărit eu până acum, dar o să încep cu un citat. Era, cred, 1982. Au venit să ne spună că Moș Crăciun a murit și că Moș Gerilă ia locul. Un tip în haine albastre, ca peltițele de la uniformele securității. Aveam să aflu ceva mai târziu. Cei mici de la a patra în jos au început să plângă. Au fugit acasă. Eu mi-am târât picioarele prin zloată. Pământul și cerul îmi păreau o zloată. Bradul, adus de cu seară în casă, numai tata știa de unde o zloată și el. Și continuă, dar o să mă opresc aici. Și o să vă rog să îmi spuneți dumneavoastră. Păi, acum, dacă a trecut 82, înseamnă că a trecut și zloata. Problema e că n-a trecut 82, că așa acum ni se cere, nu-i așa? Să-l înlocuim pe Moș Crăciun cu orice altceva. Sectoriștii sunt un pic mai aroganți, au ifose de parlamentari, au școală, au MBA-uri, au cultură. În seara aceea tata m-a liniștit cântând colinde. Un șcheian cântând colinde în steagul nu era în vremea aceea o anormalitate. Dar mă întreb acum câți tați știu să mai cânte colinde pentru fiilor. Când este arestat Crăciunul și aruncat la gunoiul de gândire al unei lumi care se crede deșteaptă, face pe deșteaptă și de data asta chiar a luat-o pe coajă. Covid-ul ne arată odată în plus că nu suntem așa deștepți cum părem și că tot ce spunem noi că este știință medicală, socială, psihologică, în comunicare, am dat Kix. Numele Covid-ului este Kix. Și atunci, în contextul ăsta, cred că tata se răzbună de acolo, din mormântul lui, de la Sfântul Nicolae, el totdeauna va rămâne în casca mea să va auzi colindul. La cât stați mai știu asta? Că noi dăm vina pe sistem, dar nu mai gândim că noi ne-am pierdut paternitățile noastre, că propriul nostru, cum să-i spunem, propria noastră formă de a fi tați nu mai e chiar așa reușită. Trebuie să spun că citatul dumneavoastră știți foarte bine, dar pentru cei care ne privesc, este din cartea Despre sensul vieții, până la urmă un dialog sincer și necesar despre puterea cuvintelor, puterea oamenilor și puterea lui Dumnezeu care îți oferă reperele de care ai nevoie într-o lume în schimbare. Asta este ceea ce spuneați dumneavoastră într-un dialog cu Mihai Morar. Reiau un pic apropo de sărbătoare. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu tații care cântă sau nu mai cântă colinde acum, sunt tot felul de, nu le spunem colindători, care vin cu boxa legată la brâu, îmbrăcați niște halate puțin colorate și colindă. Cam asta se întâmplă acum în oraș. Îi răspund la îndemnul societății. E foame de bani, băieți. E foame de bani. Dar constat și un lucru foarte important, că anul trecut și anul ăsta ne-au curățit un pic aroganțele de colindători și m-a bucurat foarte mult treaba asta și ne-am întors la colinde foarte serioase. N-am mai auzit Vine Lina la Fântână de ani de zile cum au cântat-o corala din Șchei. N-am mai auzit de ani de zile, Iisus, bine ai venit. O realizare extraordinară. Sigur că a plecat dinspre corul Patriarhiei, dinspre Tronos către celelalte coruri din țară, dar este un câștig major. Plus că anul ăsta am auzit o colindă superbă cântată de același Tronos, zic de Mihail Bucă, pentru că tot are așa o tentă de brașovean și el. Și pentru că colindul acela se termină, despre care vorbesc, este scris în pușcărie, în temniță comunistă și spune la un moment dat, deschideți cerurile să vină colindele, să intre colindele în viața noastră. Asta e terapia la toată nemernicia asta din jurul nostru. Să intre Hristos în viața noastră. E mesajul cel mai important pe care îl avem de dat.
Restul sunt minciunelele noastre. Am reușit, pe vremea trecută realizam 140 de tone de grâu la hectar, acum avem 140 de tâmpiți pe tonă la, pe cap de om furajat. Și atunci, tâmpit nu în sensul de brașovian, de la poletâmpe, să ne înțelegem, ci de oameni care și-au pierdut rațiunea de a fi. Oameni care cred că dacă ne mint la nesfârșit, ne înjur la nesfârșit, ne boicotează sensurile spirituale, sunt mari academicieni. Academicienii cui? Fără Hristos mai există rațiune. Când Hristos nu e, care e rațiunea lucrului de a fi? Am un citat din carte și mi-a plăcut foarte mult. Mihai, nu există lege care să ne facă să ne iubim. Poți să dai câte decrete vrei, oricâte hotărâri de Consiliul Național al nu știu cui, n-are nicio treabă, n-are. Iubirea nu încape în lege. Ea e exercițiul cel mai bun de supraviețuire. Pe ce poți să zici? Atențiune, Bulevardul Ștefan cel Mare, ăsta pe numere pare, iubește pe Ștefan cel Mare pe numere impare. Nu. Altundeva, într-un film, dacă țineți minte, când eram noi mai miculuți, era filmul acela superb în care învățam că pe aici nu se trece și rândul 1 pălmuia pe rândul 2. E drept la îndemnul unui ofițer german. Nu ca acum când e pace. Dar atunci îndemna să-și dea palme între ei. Nu, asta e mai ușor de făcut. Să ne dăm palme între noi e mult mai ușor decât să facem pace între noi. România are nevoie fundamentală de ieșirea din ură, de vindecarea de ură. Iar pentru asta e nevoie să fim luciți, atenți și în același vreme să dăm și soluțiile acestea care țin, cred eu, de Hristos. Așa cred eu. S-ar putea să nu fie, deși nimic nu înlocuiește grădina țimănului cu nicio grădină alta și nici după iniști cu nimic. Trebuie să învățăm să trăim după liniște. Asta e lecția. Ați mai afirmat ceva în carte la un moment dat și am reținut, este vremea să căutăm sens vieților noastre. Era tot așa în cadrul unui paragraf în care începeați cu, dacă țin minte bine, ce ar mai fi de zis și încheiați exact cu asta. E vreme să căutăm sens vieților noastre. Vi se pare că ăsta e momentul cel mai potrivit sau parcă era și înainte? Sau acum e un pic târziu? Nici nu știu cum să văd. România va trebui să pornească de la zero. În post-pandemic vom avea un moment zero. Suntem cu pedala la podea, se vede clar că nu mai rezistăm foarte mult. Combustia internă este ura, sictirul, zeflemeaua, rănirea celuilalt. Între timp mor oameni care îi păzesc pe oameni să nu moară. Stau în linia întâi oameni care nici nu-i vezi că sunt în linia întâi, că e așa de groasă linia asta încât îi ascunde pe adevărații combatanți și se ridică deasupra oamenii care s-au mascat. Eu tot râd că de când purtăm mască toți suntem absolvenți de medicină. Le doresc succes celor care poartă reverendă. Fals reverendă. Atenție! Că sunt câțiva care fac pe mari creștini, dar urlă în stradă, ceea ce nu e ok. Ceea ce nu e ok. Creștinismul este o credință de șoapte, de susure, de smerenie, de rugăciune, nu e una de urlete și de bătut cu cărămidă în piept, în niciun caz de afirmarea unei purități pe care nu o ai. E bine, cred că va veni un moment zero, sper să vină acest moment zero și să fim pregătiți să ne aflăm adevăratele resurse și adevăratele direcții de deplasare. Va fi foarte greu, pentru că pe dată vom asista la un proces mult mai dur decât împotriva celor care ne-au ucis la Revoluție, pe care îi scăpăm din mână de 32 de ani. Ne trec tone fantastic cum, nu știu cum reușesc ei așa să alunece. Zilele astea stând de vorbă cu un prieten, făcea ce știe ăștia, nu sunt oamenii uși cu toate alifiile, ei sunt însăși alifia. Și atunci, în situația asta, trebuie să fim foarte atenți. Poate să o luăm de la capăt și din mediul ăsta foarte imediat, din mediul extrem de imediat, de lângă noi, din, știu eu, familia noastră, școlile noastre, strada noastră. Îndrăznesc să spun, cred că avem nevoie să ne refacem comunitățile. Iar comunitatea se reface doar și numai în situația în care căpătăm sensurile acestea fiecare dintre noi. Și nu-i vorbă goală aici. Simțim toți, dar nu știm să o exprimăm întotdeauna. Am avut în cadrul acestei pandemii până acum, în 2 ani de zile, interviuri cu psihologi, cu economiști, cu tot felul de oameni buni pe treaba lor, aș spune eu. Și concluzia mea, așa, făcând o sumarizare, încercăm acum în timp ce povesteați, este că, de exemplu, la incidentele de la RCA, ca să dau un lucru pământesc pur, da, sunt de 3 ori mai multe, îmi spunea cineva, decât în toți anii anteriori, adică în această perioadă. Alți psihologi îmi spuneau că lumea este
infinit mai nervoasă, au clienți de nu poți să-i mai primească la consiliere. Asta este ceea ce se întâmplă în viața asta materialistă reală. Asta cel puțin e concluzia mea pe care am tras-o în urma interviurilor. Până unde poate să escaladeze lucrul ăsta? Ne vom opri undeva sau e o altă variantă? E pandemie de ipocondrie, în primul rând. România stă sub un semn al, nu numai România, lumea stă sub semnul fricii. Iar frica nu-i de la Dumnezeu. Au tot comentat că îi spuneam unui mare analist al României, a zis, v-ați tot plâns că batem clopotele, acum sirenele vă convin? V-ați tot plâns că zicem cu frică de Dumnezeu, cu credință să vă apropiați. Dar acum de frica COVID-ului vă place că tensionați lumea exact cu frica asta a COVID-ului. Este un joc perfid care a prins mai ales la sufletele slave. Din experiența pe care am avut-o, din contactul direct cu bolnavii de COVID, din întâlnirile directe cu medicii, cu psihologii, cu psihiatrică, ei sunt bai, nu i-a întrebat nimeni nimic. De 2 ani de zile zici că n-avem. Mergând la congresele de psihiatrie, fiind în câteva întâlniri ale Comisiei de Prevenție a Suicidului, participând la întâlnirile lor și ascultându-i, frica asta a fost construită exact pe patternul fricii aceleia din 89, din decembrie 89. Ținte false, parșivi, teroriști pe care nu-i prinde nimeni, emițătoare de tot soiul de sisteme, băieți la televiziune care să ne spună ce avem de făcut, cam câți ar trebui să murim într-o parte ca să dăm bine în poză și uite așa. Dar în timpul ăsta, în timp ce lumea este, să spunem, construită în jurul acestor construcții de comunicare sau falsă comunicare, unii oameni mor pe bune. E cam poemul acela, plângi Manole, îți pare rău însă de murit, mor eu, zice Ana. Și e foarte important să reținem, din respect pentru plecarea celor dragi ai noștri, în vremea de COVID și dușmanii ne-au devenit mai dragi, parcă. Trebuie să învățăm să respectăm morțile acestea și să le asumăm ca o vină comună, ca o necinstită întoarcere cu spatele. Mie mi se pare că este extrem de grav momentul ăsta și va trebui să asumăm la maximum. Noi o să facem următoarea, prevăd cum o să fie. De ce au luat masca cu care era 0,05, care era 0,5 bani, au luat-o cu 12 lei? De ce? Firesc, pentru că în momentele astea, ca în toate războaiele, băieții de la achiziții fac bani, adică îmbogățiții de război vor fi tot timpul. Am rănit foarte mult profesiunea medicală pentru că ba avem încredere, ba n-avem încredere în ea. Ba ne place, ba nu ne place. De parcă te duci la doctor că îți place. Să fim serioși. Am crezut, cum am spus, că dacă ți-ai pus masca pe față, domne, în minutul ăla ești absolvent de medicină. Am scociorât pe Google, am constatat că știm engleză în cea mai fericită situație. Dar niciun caz nu legăm lucrurile medicale sau ceva de genul ăsta. Și vrem un soft prin care să ne salvăm când, de fapt, de data asta, hardul este atacat. Ca preot o spun, atacul este ontologic, nu fenomenologic. În urma COVID-ului rămânem răniți toți, iar long COVID-ul se referă inclusiv la mulți dintre noi care și-au pierdut nădejdea. Pierzându-și nădejdea, au intrat în boală mai gravă decât oricare dintre boli. I-am văzut pe oameni pe saloane, când am pus icoanele la locul lor, mulți dintre ei, să mă credeți, chiar nu aveau nicio treabă cu Jesus Christ și cu Doamne, Doamne, de nicio formă. Au simțit că totuși cineva e cu ei, că îi privește cineva. Mi-a zis un om care chiar era pornit pe... Și, Părinte, am simțit prezența reală. Cine e ăla? Sfântul Nicolae. Prezența reală a unui om. Cum să nu fie o prezență reală Sfântul Nicolae? Ce Dumnezeu! Șcheinia nu ar fi bolnav de s-or pus sub grijă lui de atâtea sute de ani acolo. Și imaginea asta m-a obsedat și m-a obligat să cer medicilor și asistentelor să deschidă mai des ușa. Oricum își riscă viața. Dar măcar dacă toți o riscă să facă după regula iubirii, nu după regulile OMS-ului. Asta ne-a obligat la un moment dat să ne strecurăm prin familii, prin case, să ducem împărtășanie, să strângem mâini, să le spunem curaj, curaj că nu ne-a trădat Hristos. Noi ne-am trădat unii pe alții. Hristos n-are treabă cu trădarea asta. În contextul ăsta s-a dus înainte altă mentalitate, s-a dezvoltat alt mod de a privi lucrurile. Parșivii tot parșivii au rămas. Nu s-a vindecat nimeni de prostie și parșivism la COVID. Dar s-au văzut și caracterele tari pe care nici nu le bănuiam. Am constatat că, de exemplu, femeia de servici de la spital, etajul cu tare, e mai omenoasă, domne, decât foarte mulți dintre medici din jurul ei. Că femeia s-a dus cu sacoșele fără să ceară șpagă de la portar.
că a cărat la apă plată de puteam să botez 100.000 de oameni în ea. Au avut un bun simț în ei câțiva dintre oameni, fără îndoială. Și nu a făcut-o pe salarii mari. Prefectul nostru de la Sibiu ne-a propus la un dat o felicitare în jurul la 1 decembrie și le-au trimis-o altfel scrisă, altfel gândită, altfel dăruită. Imediat câteva persoane din anturajul celor care au primit în spitale, la ISU, la poliție, la a dat către oamenii aceștia care chiar au fost, inclusiv brancadieri au primit, femeile de servicii. Și toți, mai bine ar fi dat niște bonuri de masă. Eroare! Eroare! Citiți scrisoarea deschisă a medicilor de la Iași. Au nevoie de umanitate. Vor să fie socotiți înapoi oameni. Niciunul dintre noi nu suntem niște roboței cu baterii care nu se consumă. Omul, omului îi este lup. E când e așa, poți să-i plătești cât vrei, cum vrei, că nu rezistă. Apropo de bonuri, ca să vă continui ideea că, uite, se leagă cu ce vreau să vă întreb. Am mers destul de mult și merg în continuare în zonele rurale, din jurul Brașovului, din țară. Și într-una din discuțiile pe care le-am avut de acolo cu câțiva agricultori, de scară mică, să ne înțelegem, nu industriali. Brașovenii n-au agricultură industrială, e tot o scară mică și slabă, domnule, că e așa. A, exact, aia erau. Și mă spuneam la un moment dat, zice, domnule, eu nu înțeleg un lucru, zice, s-au scumpit toate de le-a luat mama naibicitez, așa a spus. Eu nu înțeleg de ce. Eu ies în continuare și ard, da, am cumpărat motorina un pic mai scumpă, munca e aceeași, ce a ieșit din pământ e aceeași, ba, mi-a ieșit producție mare, mai mare ca niciodată. Totul a mers bine, nu înțeleg de ce toate s-au scumpit cu 20, cu 30, cu 50%, zice, eu nu vreau să scumpesc. Păi nu, dar el este o picătură într-un mare ocean care vrea să se scumpească și care pune vina pe gaz, pe gazul rusesc neapărat, pentru tot ceea ce se petrece într-o Europa care e dependentă de gazul acesta de 100 de ani. În 100 de ani n-au nicio măsură să scape de dependență, pentru că au crezut tot timpul că pot să privească de sus o anumită regiune a Europei, care când a intrat peste Europa a masacrat-o. Noi n-am învățat nimic din istorie, de fapt. Absolut nimic. Bun, îi înțeleg pe unii care n-au gaz, dar noi care mai avem și gaz, aproape că te ia rușinea. Te ia rușinea. Am ascultat câteva din discursurile unor prieteni de-ai mei într-o comisie europeană pe siguranță economică și chestii de genul ăsta. Cred că mă roșisem la față pentru că unul dintre alți părinte mai bine închide și să nu ziceți ceva, ferească Dumnezeu. Dar se întâmplă că n-ai cum să nu vezi că săracii au sărăcit și bogații au năpârlit. Și din vechile structuri care păreau că la un moment dat sunt cuprinse de frică, s-au născut noi din păturica unui lung care nu poate muri decât urât. Astfel de producători foarte, foarte cinstiți sunt înghițiți. Aici chiar se aplică chestia lui Marx, că peștele mare înghite peștele mic. Dar trebuie să fim foarte sinceri, asta este o boală a capitalismului, oricum am vrea, vrem sau nu vrem să recunoaștem. Ceea ce nu pot înghiți, în schimb, este calitatea produsului omului mic. Dacă eu pe stradă aș ști să-l prețuiesc pe omul care produce corect, dându-i de la început un pic mai mult, pentru că știu că e sănătatea mea în joc și e sănătatea copiilor mei în joc, aș fi salvat. Dar și noi vrem cantitate, mare, mare, cât mai mare, cât să ne lăfăim. M-am și gândit acum câte tone de mâncare se vor arunca în 26, 27, 28 decembrie. Cred că hrăneam Africa vreo două luni români. 30-45% statistic. 30-45%. Eu am prieten din industria Horeca. De exemplu, Novotelul de la București a fost premiat acum 2 ani, că a fost singurul hotel din Europa care a reușit să reducă aproape la maxim, cât s-a putut de mult lucrul ăsta. Dar m-am uitat. Părea că nu mai e nicio abundență acolo. Adică ei au fost foarte grijuli. Ori nu asta ne trebuie, rigoare în ceea ce consumăm. Pot să cumpăr 30 de kilometri de cârnați. Bun, cui folosesc? Dacă mai ai și un atac de bilă, normal, la 30 de kilometri de cârnați trebuie să ai și vreo două farmacii cu Triferman, fie vorba între noi. Sunt unii care cred că pot domina lucrurile acestea. Nu există dominație în situația medicală în care suntem. Ceea ce ne vădește odată în plus prost educați medical. Nu-i vorba aici de vaccinat, nevaccinat, sănătos, bolnav, nu. Inclusiv medicii au educație medicală greșită. Ei cred că noi suntem datori să mergem la ei. Noi credem că ei sunt datori să vină la noi în loc să ne întâlnim în cabinet, adică la mijloc unde e cazul să mergem.
într-o educație normală de sănătate, pentru sănătate, ne-am ști ce avem voie să mâncăm și ce nu avem voie să mâncăm. Și orice exces, vezi dacă zice biserica postiți și temperați, ai dracu pop, sunt din evul mediu, nenorociții de ăștia, prăpădiți ăștia. Dacă le zice nutriționista, nu Mihaela Bilică, mie prietenă, dar alți nutriționiști de ăștia făcuți peste noapte, că au citit vreo două cărți de nutriționiști și le propun câte o asceză de asta ieșită din comun. Doamne, fabulos, am slăbit. Nu a slăbi este forma de a te ține sănătos. Și a nu te îngrășa. Asta e altă mâncare de pește. Noi nu înțelegem lucrurile astea. Asta dată odată în plus cât de, repet, greșit educați medical suntem. Am o, aici o să citesc ceva. E un coleg de-al dumneavoastră, doctor în teologie la facultatea din Cluj-Napoca, care spunea despre noastră așa, și vreau să vă întreb plecând de aici. Părintele Constantin Necula e un risipitor. Acest fapt nu mai reprezintă pentru nimeni un secret. În parte cu nemiluita, încoace și încolo, fără a avea o strategie sau a drămui într-un fel sau altul bucurie și cuvânt ziditor. Sunteți, domnule, să nu vă spun. Am stabilit-o amândoi. Am stabilit-o, deși ne-ar domn părinte, sună bine. Domn părinte, sunteți un risipitor, așa? Îmi zice colegul dumneavoastră. Uneori cred că, da, altul. Nu știu ce să zic eu. Băia de cartier de steagă, că dacă nu te risipeai, n-aveai lumină. Cum să nu te risipești? Pentru că m-a crescut scara aia de bloc când nu m-ar crește facultăți internaționale. Eu mă simt mai în siguranță în sufletul meu cu vecinii mei care m-au crescut decât cu zeci de entități științifice care îmi controlează calitatea răspunsurilor și lucrului meu. Mare parte dintre ei au plecat la cer. Dar asta este frumusețea preoției. Ai accesibilitate cu cerul. Adică ai wifi-ul pornit tot timpul și e ok. Adică poți să stai de vorbă cu ei, să-i pomenești, să te rogi. Eu duminică de duminică îmi văd toată scara în potir. Nu insist acum aici, că n-are rost. Și eu am făcut școala undeva pe Minerva, tot acolo. Deci e tot în viață. Și știu exact feeling-ul și sentimentul de acolo. Însă aș vrea să mergem pe partea aceasta în care spuneați că să dai vieții copiii e suprema putere a lui de a fi. Așa spuneați la un moment dat și așa am învățat și noi ceilalți copii să fim. Aș vrea să mergem un pic în zona, că am legat-o puțin de partea cu copiii acum. Toată lumea a zis, copiii au suferit, n-au suferit, anxioși, școala online, s-au făcut și așa mai departe. Până la urmă, ei, în mod normal, ar trebui să fie tot timpul. Și nouă ni se spunea, și dumneavoastră, presupun la fel, voi sunteți viitorul, voi sunteți și așa mai departe. Eu întotdeauna am crezut personal că ei sunt prezentul, nu viitorul. Asta a fost cel puțin părere. Și eu zic la fel, copilul se conjugă la prezent. La viitor poate nu mai crește. Vedeți pe ei? Pentru că eu mă uitam la copii zile trecute și probabil cu siguranță și dumneavoastră, am văzut copii care stau în fața calculatorului jucând în deja metaversul, cu încă 3-4 colegi râzând, plângând, enervându-se și nu mai interacționează. Cam încolo cel puțin pare că se duce, cel puțin pentru ei. Vedeți că noi am avut un vis așa în ultimii ani, tot ziceam digitalizarea învățământului, o școală online, uite-o. Soluția sunt niște copii supărați, triști, amărâți, disperați de a sta împreună, care când stau împreună nu fac numai lucruri duhovnicești, care nu, între bullying-ul din clasă, noi îl rezolvam în pauză. Dumnezeu să mă ierte, nici nu ajungea la doamna. Doar bătut, acel mult ajungea la doamna, dar acolo ne bullyingeam unul pe altul, cum s-ar spune. Dar o rezolvam, nu plecam supărat. Eu nu mi-aduc aminte să fi plecat vreodată supărat de la școală. Eu nu mi-aduc aminte. Ăștia, frate, procese de conștiință, se cheamă parapsihologul, psihologul, cercetătorul în gândire laterală, în gândire pozitivă. Adică ne bate în joc de copii. E, ni s-a dat această gândire digitală, această școală digitală și nu cred că asta ne-am dorit. Nu cred. Eu personal nu cred că noi asta ne-am dorit. Eu personal nu mi-am dorit să-i văd pe copii niște broaște așa înțepenite pe ecran, care când au chef deschid, când n-au chef nu deschid, sigur că este o disciplină pentru fiecare. În facultate e un pic mai ușor și pentru mine și mai ușor, că mi-am creat un studio de predare în care le pun filme, povestim, lucrăm. Profesorii au avansat foarte mult în metodologia predării. Mulți dintre ei au făcut eforturi foarte mari. Noi tot am dat laptopuri și iPad-uri și aparate de filmare pentru, numai pentru copii.
dar la profesor, la învățător, nu le-a gândit o clipă că, băi, și ăștia sunt oameni, au salariile lor limitate, au nevoie de, au nevoie să fie educați pentru asta. M-am gândit că, pe de altă parte, să înjuri pe copii că stau toată ziua pe iPad, dar să faci din faptul că stau pe iPad acum o soluție. Iarăși nu e ok. Adică cine va echilibra puntea aceasta a corăbiei cunoașterii va salva România. Pentru mine, de exemplu, hibridul acesta între online și viu mi se pare o salvare pe termen foarte lung, cu o condiție fundamentală. Să montăm în cameră de școală, în clasă de școală, nu camere de prins hoții la bacalaureat. Ci să montăm camere serioase, de să fie un film acasă, copilul să poată sta liniștit, să vadă filmul clasei lui, să fie părtaș cu ceilalți, să poată interveni când poate, să creăm așa un spațiu virtual, asta nu înseamnă și virtuos întotdeauna, dar virtual în care el să se simtă parte integrantă a unui proiect, unui proces, unui mecanism de cunoaștere, cât ne mai ia până acolo. Noi, în schimb, digitalizăm primării care n-au niciun fel de om care să caute. Am văzut odată, se lăuda o primărie cu vreo 40 de familii, 60 de familii. Ce-au putut face? Hai, mă, omule, să fim serioși, că eu nu o văd pe baba Rada din capul gal, cum vine ea să-și facă cu punctulețe sau să-i scrie ea în audiență la domnul primar pe Facebook. Domnul primar, știi, mă, tale, smătușa din Italia, din capul satului, mă, cochile, vreau să vin în audiență. Primăria înseamnă audiență față către față, oameni care vorbesc, oameni care se știu, oameni care au încredere în ei. Tehnica nu creează încredere, îmi pare rău, e chiar un vaccin anti-încredere. Facem asta, dar dăm niște reguli cum să o utilizăm, acum mai dăm niște reguli, încă o carte, încă o metodă, încă un aparat de cercetare, încă... În serio. O comisie. Da. Am încheiat emisiunea, dar nu vreau să vă las să plecați înainte de a spune un gând oamenilor. Acum de sărbători. Pe 15 ianuarie se va juca Crainou pe scena Teatrului Dramatic de către o echipă de brașoveni în Ziua Națională a Culturii. Brașovare de unde porni. Crainou la noi bine ai venit. Ziurel de ziua. Se face ziua și pe strada noastră. N-avem de a ne teme. Și sper din toată inima să avem curaj să spunem cu tărie că identitatea noastră genetică este a unor voievozi liberi. A unor oameni care și-au păstrat libertatea cu prețul vieților. Au plătit pentru cultura lor, pentru cultura copiilor lor. Încă sunt mândru că prima școală românească e în Șchiei Brașovului. Mă ambiționez să cred că e așa. Și morții noștri acolo de pe Tocile, de la Sfântul Nicolae, ori cei din Dârste sau cei din Groveri, cred că pot da mărturie că nu suntem niște vinituri, cum s-ar zice, și că putem să rezistăm cu fruntea sus la orice fel de viitură. De aceea le zic, fruntea sus, priviți spre tricolorul care flutură pe tâmpa și înțelegeți că Hristos, când se naște, dăruiește pace, liniște, lumină și mai cu seamă, nădejde. Avem un Dumnezeu al nădejdii. Mulțumesc preotului Constantin Ecula și cu mare drag, oricând cred că și aveți timp, vă așteptăm ca să mai discutăm despre Brașov și despre secretele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu! Oameni buni, asta a fost pentru prima parte la Secrete. O scurtă poveste. Ne întoarcem.